Așa, dar te am venit acasă, nu? Da, 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 da. Deci, tema pentru acasă, clasa a 8-a. Așa. Algebre. Să zicem, algebre. Uite, știi 10 de la pagina 62 din manual. 10 de la 62. Se dau punctele. A de coordonate minus 16 și minus 50. E aha, de coordonate minus 16 și minus 50. Minus 50. B de coordonate 1 și 2. B de coordonate 1 și 2. C de coordonate 4 și 11. 4 și 11. Și D de coordonate 37 și 110. 37 și 110. 10. Arătați că punctele A, B și C nu sunt coliniare și B, C și D sunt coliniare. Deci arătăm ca B. Ce nu sunt coordinare, da, sunt coordinare. Și B, C și D sunt. B, C și D sunt coordinare. O idee? Mic. Hai să ne amintim așa. Noi am vorbit de funcția de gradul 1, nu? Funcția de grad 2, de ce formă este ea, ca exprimare? E de x egal, legea, rețeta. E egal cu x la pătrat. Da. Cu a, a x plus b. De gradul 1? Da. De gradul 1? Nu, de gradul 1. A, de gradul 1. A, de gradul 1. Deci, funcția f de x egal cu... Noi am făcut exemplu, 2x plus 3, să zic, da? Adică x plus 2, da? Da, 2x plus 3. Știi bine ce se întâmplă. Ca să fie funcția corect definită, trebuie să simt el definită pe el. De data asta n-am nicio supărare, că nu-i fracție, nu-i radical, nu-i... Da, definită pe el, formă linear. Și când, din experiența care o avem, știm că graficul funcției, dacă e dat de la traxa reală, este o dreaptă. Da. Nu? Știm asta. Funcție, deci gradul, graficul funcției de gradul 1, graficul, când reprezentăm, înseamnă punctele cele toate cu semnul grad și toate sunt coliniate, deci sunt și toate pe o dreaptă. Deci ce din geometrie știm prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai departe. Și atunci, în condiția asta, dăm două puncte distincte și trasăm graficul, da? Ia, să cum trebuie să facem? Pentru modelul acesta care se aminte. Și atunci, ce se întâmplă? Pentru x egal cu 0, să iau, să vină bine, cu față rapid. 0, 0. Y-ul este cât? 3. Iar pentru x egal cu, hai să zicem, minus 1, Y-ul este 1, nu? Deci avem practic alte coordonate 0 și 3 și respectiv alte coordonate minus 1 și 1. Așa. Și acum dacă trasăm graficul, e o treabă simplă. Adică când x-ul este 0, minunat, când x-ul este 0, y-ul este 3, 1, 2, 3. Iar când x-ul este minus 1, așa, y-ul este cât în vremea asta? 1, y-ul este 1. Deci după paralele, ăsta e punctul. Și prin două puncte trece o dreaptă și mai mare, fiindcă am tot ierul. Da? Deci graficul funcției, acesta este. Și atunci aș spune că de fapt, noi obținem niște y și 3, 1, da? Pentru fără fiecare x, găsesc y-ul său, alt x, alt y. Așadar, eu aș putea să spunem că în loc de x, este y-ul respectiv, care depinde de x. Deci, relația ar fi că y, calcul, 2x plus 3. Deci, practic, pe dreapta asta, se găsesc toate perechele de puncte, x și y. Deci, un x și un y corespunzător pentru punctul ăsta. Am un x și un y. Care verifică relația asta. Sunt foarte multe perechi de astea. Da? O infinitate de perechi de puncte. Deci, ca să găsești y-ul, dai un x valoare. Dar poți să faci și invers. Dai pe y, ca să ai cu două relații. Este o relație în două necunoscute. Da? Deci aș spune, este o afirmație cu două necunoscute. Și fiindcă vrem să le găsim pe toate perechile, x și y,
Ideea este să organizăm pe Y-ul ăsta care expresie în X și atunci Y-ul acela depinde de X și de ce Y-ul notăm cu F de X, da? Și atunci apare rețeta, apare ideea de a folosi o funcție, da? E funcția F de X de gradul 1, a cărui grafică, am spus-o, este o dreaptă și aici, de fapt, sunt toate perechele X și Y. În general, cum ar fi ea ca enunț? Ar fi că Y egal cu AX plus B. Asta ar fi relația. Y egal cu AX plus B. Păstrând exemplul de sus, în general vorbim Y egal cu AX plus B, adică e vorba de funcția de gradul 1, dacă o expresie este AX plus B. Da? Și acum, dacă o privim pe asta, nu știm perechile, nu știm valorile de A și B. Dar știm Y și X. Dar al doilea avem X și Y, da, de aici. Da, fiecare, da. Da? Da. Fiindcă sunt două necunoscute A și B, și pe două puncte distinte trece o dreaptă și mai una, pentru a le găsi pe cele două A și B variabile de acestea, nu facem decât să luăm pentru A. Fiindcă A aparține graficului funcției F, asta, AX plus B, sigur, el depinde pe F cu valoare de F, tipic grafic, înseamnă că A acesta de coordonate, cât este A aici? A de coordonate, hai să zic, minus 16 și minus 50. Minus 16 și minus 50. Înseamnă că X-ul este cât? Minus 16 și minus 50. Deci relația devine așa. Echivalentul va spune că minus 50 este egal cu A ori minus 16 plus B. Dar o primă relație. Nu am fructificat faptul că A este pe dreaptă. Da? Este graficul funcției respective. Dar tot atât de bine vorbim și despre B, ca de coordonate 1 și 2. De ce B? Dacă B aparține, dar nu mai știu și B aparține graficul. Normal, și B, și C, și D aparține graficul. Deci, în condițiile în care toate patru ar fi fost, eu folosesc doar două din ele ca să găsesc pe A și pe B. Domnul Cruzău, vreau să-l găsesc pe A nici pe B, nici pe B. A, nici pe B, nu știu cunoscute ca aici. Înțeleg, și mai să iată mai de primele două. Și mai avem primele două puncte. Cel de-al doilea punct, B de coordonate 1 și 2 se află pe graficul funcției, este tradus de mine. Relația, adică Y este cât? 2. 2 este egal cu A ori 1, nu? Așa din A ori 1, plus B. Atunci eu am de aici două relații. Minus 16, minus 16 A plus B este egal cu minus 50, o primă relație. Și cealaltă este A plus 1, B, egal cu 2. Astea două relații le pot împărți eu aici, să găsesc pe A și pe B concret, da, de data asta. Da. Adică numai dacă mi scadă miruna, devine minus 17, minus 17 A, egal cu minus 52. Da? Da. De unde A va fi egal cu minus 52, adică 52 B, 17. Nu cred că sunt parte. Nu, 51 cred. 51, cred că așa cu 21, da? Rămâne așa, cu A știut, caut să văd să găsesc pe B. Da. Și de aici B-ul este egal cu 2 minus A. Văd de aici B-ul egal cu 2 minus A, egal cu 2 minus 52 pe 17, care nu înseamnă altceva decât 34 minus 52 este egal cu minus cât? 34, 52, scădem invers, de minus 7 din 12, 5, nu? 34, 52, minus 34, da? 18, minus 18. Minus nu mai e, că e minus pe minus, nu? Nu. Păi am adus același minus. Da, minus 18 pe 17. Da. Și atunci, Y-ul acela sau relația, legea de corespondență a funcției pe la care am visat noi, la cărui grafic e o dreaptă, este acesta. El de X egal cu 52 pe 7. 52
pe 17 x plus b, adică minus 18 pe 17. Așa este rețeta. După care putem obține, dând lui x diverse valori, obținem y. Adică dacă o să dau lui x valoarea minus 16, în mod sigur, lucrând acolo, y va avea cât va fi minus 50. Ei, ca punctul și ce să fie pe dreapta, pentru ca și ce o să fie pe dreapta asta, coordonatele sale ar trebui să verifice relația. Cu B. Pe face pe B și pe C. Păi, Maria Cadata a făcut A și B. Și pentru ca să vină și C-ul pe dreapta asta, uite, aveți ce să fie pe liniare, că nu știu. Ca să fie pe liniare, trebuie să verifice relația asta. Cum o verifică A-ul, cum o verifică B-ul, ar trebui să o verifice și C-ul. Corect. Și dacă o verifică, înseamnă că e treaba bună. Dacă și dacă nu o verifică, îmi pare foarte rău. C-ul nu e pe... C-ul e pe dreapta și pe nu sunt pe liniare. Corect. Deci, în condițiile astea, noi avem relația așa, Y e egal cu... Da? În loc de X, Y egal cu 52 pe 17, X minus 18 pe 17, da? Da. Și spune, C, asta se mai zice că e și ecuația dreptei. A dreptei acelea. Ce de coordonate are? 11. Y de coordonate e 4 și 11. 4 și 11. Și zicem, C de coordonate 4 și 11 aparține graficului funcției f, da, acesta, sau dacă putem în dreapta d, graficului funcției f, care e egal cu o dreaptă d, așa am văzut dată, da, dreapta d de ecuație y egal cu 52, asta, ea e compusă din toate perechile, x și nu asta, și aceea care trebuie să o facem noi, asta cui este, de fapt, a venit x plus 3. Da, bine, da? Asta e, da. Dar acum, ca mod de interpretare, și punctul acela, noi n-am tras altă graficul acestea, dar știm acum că asta ar trebui să se întâmple. Coordonatele punctului, da? Da? Coordonatele punctului ar trebui să verifice relația. Dacă și numai dacă, nu? Dacă și numai dacă, se întâmplă să avem relația, în loc de Y pun 11, să fie egal, semn de întrebare, cu cine? Cu 52 pe 17, așa este? 4, da. Fără 4, minus? 18 pe 7. 18 pe 17, da? Da. Da, nu știu, dar am văzut 10 pe 7. Da, acum cea de viitor am plific și cu 17. Și vine 11 ori 17. Este egal cu 52 ori 4, minus 18. Fals. Nu este adevărat. Să faci calculul acolo și îți dă că mi-a adică. Asta înseamnă că punctul C de coordonate 4 și 11 nu aparține dreptei de, sau nu aparține graficul funcției cele care vezi tu. Că la BC nu se pornează. Atunci ce înseamnă la BC se pornează? Nu se pornează. Deci la BC nu se pornează, nu ce altă. Așa. Da. Da. Vă ziceți, arătăm că BC și de se pornează. Asta ar fi însemnat, mai, dacă eram un pic mai atent, și așa o să vorbim, trebuia să facem ecuația dreptă care trece prin B și C. B și C. Pentru că B și C sunt și acolo și acolo. Păi o facem acum. Așa facem acum. După ce am făcut chestia asta, facem și da, facem cum trebuie. Da. Exact. Interesant, da, vezi? Deci facem nu dreapta prin A și B, pe B și C, pentru că este luată după în calcul și în prima variantă și în a doua. Da. Deci zicem... Și aparține de F cu 1 și 2. Deci vă spune că... Când se începe cu F cu 1 și F cu 4? Deci pe cantiune am plecat la graficului funcției de gradul D, care este o dreaptă, da? Graficul funcției de gradul D este o dreaptă, plătându-l pe Y, pe f de x cu y, că înseamnă, de fapt, o relație de x și y, care sună așa. Relația aceea, y egal cu ax plus b. Da? Și asta pot să scriu, găsim pe a mic, cine e a mic și b mic, asta e întrebarea noastră,
Pentru început, știind că așa stai, da, așa stai dreapta de ecuații, știind că B și C, trece prin B și C. Deci, plecând de la parte, ideea că B aparține dreptei B, dacă și numai dacă, coordonatele sale, dacă și mai dacă coordonatele sale, care sunt al lui B, ce 1 și 2. 1 și 2, adică 2 egal cu A, ori, egal cu A ori 1, plus B, da? Faptul că C, de coordonate, hai să spun și coordonate, C de 4 și 11, aparține dreptei de E, este de fapt că aș fi, aș spune, fa echivalent cu 11, este egal cu A ori 4, plus B. Ceea ce ar însemna practus, A plus B egal cu 2, scriu invers, A plus B egal cu 2, și respectiv 4A plus B, 4A plus B, egal cu 11. Da? 4A plus B egal cu 11. Și dacă pe scad, adică asta de-a doua scad pe prima, din 3A, egal cu 11 minus 2, egal cu 9. Adică A egal cu 3. Cu A știut, mă duc și-a luat pe B, B nu este cât? B egal cu minus 1. Deci A plus B egal cu 2, B egal cu... A e 3, nu? Da, da. Și atunci B-ul este... Minus 1, adică minus 1, da. 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 Bun. Și în condițiile astea, relația acum este cunoscută. Clar, ecuația de B-ul am cunoscută, că nu despre A și pe B. Și deci voi spune, ecuația AB, că așa sunt trebuie. Adică dreapta de ecuație. Dar era BC? Sau BC ai spus, da, dar corect, BC. Deci BC va fi, ecuația drepte BC va suna așa. 3, y egal cu y egal cu, da, cu 3a, 3x plus minus 1, da? 3x minus 1. Asta este ecuația drepte BC. Și rețeta funcției, dacă ar fi, nu? Dacă m-aș gândi la unde y spune x, este rețeta după care se obțin y. E bine, programul cum să fie pe dreapta asta, ca trebuie să fie pe dreapta. Da, dar trebuie să fie pe dreapta, trebuie să verifice. Ia să vedem. Deci, A aparține lui B, C. Dacă și numai... De, trebuie să arătăm. Acum vreți să facem pentru punctul A? Da, pentru A, să vedem, să te convingem încă o dată. Da, A aparține lui B, C. Dacă și numai dacă, coordonatele sale, X-ul lui A și respectiv Y-ul lui A, verifică relația asta. Corect. Adică ce trebuie să zic? Y-a, scriu încă o dată ca să fie clar că tot am Y-a, egal cu 3, ori X-a, coordonata abscisa lui A, minus 1. Ce ar însemna, echivalent cu Y-ul lui A e minus 16, nu, pardon, minus 50, atenție, minus 50, să fie egal cu 3 ori minus 16, minus 1. Ceea ce înseamnă echivalent cu minus 50 să fie egal cu minus 48, minus 1, deci egal cu minus 49. Fals. Fals, da? Deci minus 50 am ajuns egal cu minus 49, fals. Asta înseamnă că punctul acela nu aparține. Rezultă punctul A de coordonate cerute autorului minus 16 și minus 50 nu aparține lui BC. Nu aparține dreptei BC. Da, înțeles. Să vedem despre D acum. Da. D, care aparține lui BC, dacă și aparține lui BC. Dacă și numai dacă, coordonatele sale, adică X, D și Y, D, verifică relația. Care relație? YD egal cu 3XD minus 1. Ce înseamnă? Înlocuim. D-ul e Y-ul e 110. Da?
110. Egal cu 3 ori, cât ai zis? 37 minus 1. 110 egal cu 111 minus 1. Și adevărat. 110 egal cu 110. Deci am ajuns echivalent cu 110 egal cu 110. Adevărat. Adică, da, despre D, D aparține lui Vece. D este pe dreapta. Deci rezultă că B, C, D. Adică punctele sunt coliniate. Dincolo nu se poate. Deci, haideți să mai vedem de la ce am plecat. De la experiența pe care deja o avem, aceea că graficul funcției de grad 1 este o dreaptă. Da. Și în loc de f de x acolo, am zis, sunt y care obțin. Și atunci apare că ecuația dreaptă este de tipul y egal cu ax plus b. Foarte important. Da? Asta e... Asta e legea după care x-ul și y-ul de pe dreapta sunt legate. Da. Deci coordonatele oricărui punct de pe dreapta sunt legate după rețea de asta. Y egal cu 3x minus 1. În general la x plus b. Și noi cum nu știm pe aici pe petic? Și vedem că în calcul intră BC și într-o parte și în alta, ideea de a hotărâ dacă sunt coliniare sau necoliniare, perechile este de 3 puncte, cu BC de bază și într-o, și într-o și la o întrebare și la cealaltă BC-ul se treacă, atunci vrem să găsim pe A mic și pe B mic aceste două valori neștiute. După ideea că odată ce graficul știu că este o dreaptă, B pe două puncte distincte trece o dreaptă și mai una, iar dacă B-ul este pe dreaptă, coordonatele verifică, C-ul e pe dreaptă, coordonatele verifică, se formează sistemul acela de două, două în A și B, se găsesc valorile A mic și B mic și valorile B mic am pus la punct rețeta după care toate perechile de pe dreaptă, coordonatele lor, trebuie să verifice relația aceea. Și care verifică înseamnă este pe dreaptă, care nu verifică să fie sănătos. Nu-i pe dreaptă. Da, și vezi la BC, că e comun și la unul și la altul. Asta, de aici, da. În prima parte, pentru că n-am la special eu așa. Pentru că am vrut să facem ideea A, B și vedem dacă ce, nu? Da. Puteam să fixăm de la până început, BC intră și într-o cadru și celălalt. N-are rost să muncim, să facem A, B rețeta și ce o să nu fie, și după mă trebuia să fac BC și nu, munceam prea mult. De aceea am muncit pentru a atrage atenția că tu când ești în fața greșitului, să vezi care sunt punctele care sunt comune pentru ideea de coordinare. Da? Poftim. 12, deci, la pagina 62. 12, de la 62, care sunt? Reprezentat grafic funcția F definită în F valorile. Deci vedem funcția este definită cu valori linieri. Definită cu valori linieri, așa da. Definită P. P cu valori linieri, cu f de x egal cu ax plus b. Având f de x egal cu ax plus b, nu știu. Da. Deci nu știu, trebuie să înțeleg niște informații, niște puncte. În următoarea de cadru. A egal cu minus 37 și B 0. A mic egal cu? Minus 37 și B egal cu 0. Deci, practic, acum este... Minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7, ia mic. Minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7. 3 pe 7, 3 pe 7. Da. Minus 3 pe 7. Da. Și B-ul este 0. P de x egal cu 1. În momentul de față avem rețeta, da? Da. Vreau să zicem... Dacă 0 și 2. F 1 se notă, da? Da, dar acum mai avem una. Dacă e A și B, înseamnă că de fapt avem două... Așa. Deci o să vedem așa mai mult. Pentru A mic, pentru A mic, avem F-ul de X, rețeta, care sună așa, minus 3 pe 7, minus 3 pe 7 X plus 0, da? Da, plus 0. Deci egal cu minus 3 pe 7 ori x. Sigur, cu aceeași domeniu, el definită pe el, cu valori lineare. Și acum să reprezentăm grafic. Câte puncte trebuie să dăm pentru așa să fie grafic? Două. Dăm un x, găsim y, dăm un alt x, găsim y, în aceea trece dreapta.
Deci, ia să spunem, pentru x egal cu 0, îmi place foarte repede de găsit, pentru x egal cu 0, y-ul cât este? X egal cu 0, trebuie minus 0 cu 7. Adică 0. Da? Și avem un prim punct, chiar originea sistemului de anse, de probabilitate 0, 0. Deci, dacă ai notat egal a din coordonate 0, 0, este chiar originea sistemului de anse. Adică din coordonate 0, 0. Și să mai punem și 7, x egal cu 7. X egal cu 7, ce zice 7? Că îți place așa, da, ca să se verifice, să scape acolo. Și deci pentru x egal cu 7, minus 3. Y egal cu minus 3. Deci ai 3 de coordonate, 7 și minus 3. Și acum am avut două puncte distincte, trece o dreaptă și mai mult. Așa că, cum spune, graficul funcției arată în felul următor. 0, x, y. Când x-ul e 0, y-ul este 0, deci chiar sistemul de axe, 0, 0. Când x-ul este 7, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y-ul este minus 3. Minus 1, minus 2, minus 3. Da? Minus 1, minus 3 și minus 3. Asta este punctul de coordonate care 7 și minus 3. Și acum, pur și simplu, pur și simplu, din cele două puncte, și ducând prin punctul acestea mai departe, se simplește. Asta este. Care ar fi observația? Totdeauna când lipsește termenul liber, dreapta trece prin origine. Corect. Când nu avem B1, că B1 era 0, dreapta trece prin origine. Toate funcțiile acelor care nu au termen liber, graficul... Nu e forma x plus B, e doar x. E forma x, nu? Da. Deci A ori x. Fără B. Și când x-ul e 0, y-ul e 0. Deci graficul trece prin origine. Toate trec prin origine, în care B-ul lipsește. Deci poți numai ca observație. Dacă B-ul e egal cu 0, e simplu de observație. Da. Dacă B-ul e egal cu 0, graficul funcției trece prin origine. Sau dreapta, care este graficul funcției, că doar dreapta este în final. Dreapta trece prin origine. Da, dreapta trece prin origine. Următor este A de coordonate 1 și B de minus 3. A de coordonate 1 și B de minus 3. A egal cu 1. A egal cu 1 și B egal cu minus 3. Atunci, F de X, F-ul F2, a doua lege, da? A doua rețetă, da. X egal cu cât vine? Minus 3 pe 7. De ce minus 3 pe 7? Dacă egal cu... Păi dacă au... Că dacă uite la... A, ia X plus B, de forma X plus B. Bun, asta este. Și acum, în cazul ăsta, A-ul este 1 și B-ul e minus 3. E X plus minus 3. X minus 3. Deci egal cu x minus 3. Asta este cea de-a doua funcție. Și tot așa, f de bit, tot pe ea, cu valoarea. Da? Și nu rămâne că stase de grafic funcția și este o treabă simplă. Cum face? Dăm valori 2 și 3. Deci de un, pentru x egal cu cât 3? 2. 2. Y este cât? Minus 1. Minus 1. Pentru 3, 0. Pentru 3 este 0. Y e egal cu 0. Și atunci, să vedem graficul cum arată. Păi A e de 2 și minus 1. Nu mai e. Lasă, aceea e rețeta. Acum nu este să se pune. Punctul A, zice, coordonate 2 și minus 1. 2 și minus 1, da? Da, da. Eu am avut impresia că te gândești la aștia. Deci X-ul e 2, e de bine. Eu n-am fost atent și cred că este minus 1. Da. Paralel, până când îl găsim pe punctul A, la intersecție se găsește punctul A de coordonate 2 și minus 1. Și x-ul e 3. 3. Da. Și cred că este cât acum? 0. Adică chiar asta este. De coordonate 3 și 0. 3 și 0. Și prin cele două trece o dreaptă și nu mai mult.
lungi. Și într-o parte și obligatoriu supralungi, pentru că este toată... Pe tot de domeniul, pe depinde pe el. Da. Este esențial. Dacă, dacă ar fi fost de la... Un segment? De X-ul de undeva. Pe interval. Pe un interval. Da? Pe un interval. Era un segment. Un segment. Iată, hai să zicem F3, hai să luăm F3 de X. Deși legea este aceeași, X minus 3. Dar să spunem F, asta e tot. F3 definită pe, să ne echipuim, definită pe 1 la 4. Pe intervalul 1-4, cu valor în F. Deci ce spun că este aceea? Alte funcții. Este alte funcții pentru că am schimbat domeniul de ființe. Mai sus era ieri, acum e intervalul 1-4. Și care este graficul cu condiția asta? Pentru F3. Asta ce l-am făcut a fost pentru F2. E graficul F2. Și graficul F2. Ce am văzut aici? Să luăm, se calcula, nu? Ne trebuie capătul, nu? Când X e egal cu 1, Y-ul este 1 minus 3 minus 2. Minus 2. Asta înțelegi? Deci X-ul nu mai are voie să se prime de la minus infinit la plus infinit. Și are restricții de la doar de 1. Și pentru 1, trebuie să găsim Y-ul. Minus 2. Y este minus 2. Asta e punctul. Este chiar aici. Era neașteptat. Bun. Deci A e un punct de coordonate cât aici se pune un coordonat. 1 și minus 2. 1 și minus 2. Haideți să luăm și pe 4, că avem voie să luăm 4. 4, sigur că da, deci și până la maxim 4. Și cât e la 4? Păi la 4 e 1. 4 minus 3 e 1, da. 4 minus 3 e 1. Era deșteptat. V-am spus că aici sunt toate punctele. Exact. Am dus așa, am găsit și acum am văzut că așa a dus la 1. Invers ar trebui, dar sigur. Și nu mai ai dreptă. Atunci numai segmentul ăsta pe urmă. Deci ăsta e de coordonate cât? 4 și 1. Și atunci, graficul funcției F3 e doar partea asta. Atât. De aici până aici. Atât este. Atât. Ai înțeles? Da. Deci așa este. În interval. Da? Deci când X-ul se plimbă doar în zona de la 1 la... De la 1, uitați. Deci când X-ul aici se plimbă, de la 1 la 4, Y-ul se plimbă de la minus 2 până la 1. Da? De la minus 2 la 1. Asta e și imaginea. Imaginea, nu? Deci dacă te-aș fi întrebat, cât este I-in de F3? I-in înseamnă imagine. Da, da, imaginea. Deci im imaginea lui F3 pentru, și precizăm pentru ce X, de la cât la am zis? 4. De la 1 la 4 este egal imaginea asta. Minus 2. Egal minus 2. 1. Dar dacă te-aș fi zis imaginea lui F3 pentru X și de la 2 la 3. Yes. Deci, au F3 pentru X și de la 2 la 3. Minus 1, 0. Deci, când X-ul este 2, Y-ul este minus 1, ăsta. Da. Și până la 3... 3 deci, 3, 0. 3, 3, 3, 0. Da? Deci, e aici, da? Deci, de la 2 la 3, I-M de F este de, unde? De la un... minus 1, minus 1 până la 0. Deci egal cu intervalul minus 1, 0. Ai înțeles acum, sper, ce înseamnă, am făcut și asale, ce înseamnă imaginea, ce înseamnă mulțimea valorilor sau imaginea unei funcții, da? Pentru restricție, nu mai las lui X libertatea să se meargă pe tot el, ci pe o restricție, pe o parte din mulțimea de domenii de ființe. Iată, aici am fixat și am zis că F3 pentru diferite de cea de sus, pentru că i-am schimbat o beneficie. Da? Deci, așa trebuie să vedem. Deci, pentru un anumit interval, imaginea este un alt interval, după rețeta respectivă. Gata, facem un pic de geometrie, opresc? Da, 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 dragă să facem un alt geometrie.